Feedbook. Radu Mareș, Sindromul Robinson, editura Polirom 2014. De la debutul său din 1972, scriitorul Clujan Radu Mareș a publicat aproape în egală măsură și romane și volume de proză scurtă, situație rar întâlnită la scritorii români contemporani. Judecate împreună cele patru proze ale acestui volum, toate narate la persoana întâi de un protagonist scriitor, pot fi interpretate drept patru variațiuni pe tema singurătății. În povestirea O bătaie în ușă, un bărbat misterios se refugiază în extra sezon și pentru numai trei zile pe o insulă grecească unde se cazează la o femeie taciturnă. Bărbatul care este totodată și naratorul nu ne spune de unde vine, nici unde se duce, și pare că îi convine în dispoziția comunicativă a gazdei, deși e foarte atent la orice mișcare. Siesta lui de pe malul mării este tulburată de apariția unei adolescente gravide, cu care se tatonează încă de la început printr-un joc de tăceri și priviri. Situația îl face deosebit de curios cu privire la relația dintre cele două femei, apoi, pe măsură ce cotrăbuie prin casă în absența lor, îl intrigă de-a binelea. În penultima zi a șederii, fata îl invită să noate împreună și cei doi se apropie până în punctul când, în mod inexplicabil și neverosimil cumva, naratorul își abandonează relatarea. Finalul introduce însă o intrigă politică, dar și sugestia unei posibile fantazări, ducând astfel povestirea într-o zonă ambiguă de unde nu ne rămâne nouă cititorilor decât să speculăm cu privire la onestitatea și autenticitatea naratorului. În povestirea Sindromul Robinson, cea care dă și titlul cărții, un scritor însingurat, retras la munte într-un bordei, se bucură doar de prezența și de poveștile pădurarului, la un moment dat însă, salvează dintr-un automobil blocat între troiene, o țigă în cușă speriată și purtând urmele unui abuz fizic, ce pare fugită de acasă. Bărbatul o aduce în bordei și o urmărește tulburat încercând să se obișnuiască cu prezența ei nocturnă în propria cameră. Povestirea este de fapt o suită de însemnări din jurnalul scritorului, iar atmosfera de recluziune forestier-hibernală, precum și predispoziția la introspecție și fantazare a protagonistului, creează din nou premizele unei relatări necreditabile, ce ar fi putut la fel de bine să se întâmple în imaginația lui afectată de izolare. Antimetafizica este povestirea construită ca un fel de corolar kafkian pe tema sinuciderii un intelectual pus de fica emigrat în state să vândă biblioteca ce conține inclusiv rarități bibliofile, constrâns așadar să-și lichideze trecutul și identitatea, îi oferă prietenului său scritor, ca gest de adio, o ediție princeps a cărții tehnice referitoare la procedeul gazării condamnaților la moarte. Ultima proză și cea mai întinsă, Linii și cercuri, este povestea unei românce, patroană de restaurant în Italia, dar care și-a trăit tinerețea de arhitectă în comunism. Povestirea dezvoltă un plan narrativ cu mai multe niveluri, de familie, erotic, politic, ce mi-a amintit de pupa rusa a lui Gheorghe Crăciun, dar rămâne insuficient închegată, pare o bucată din ceva mai mare. Un volum de povestiri relativ inegale și oarecum neglijent stilistic, ce oferă lucruri subtile și chiar interesante de citit, dar care putea fi mult mai bun.